Marți, 13, o pisica neagră. Sunt doar câteva dintre superstițiile în care cred mulți oameni, însă ghinionul se poate ivi oricând. Este și premiza de la care au plecat pompierii buzoieni care au organizat astăzi în parcarea unui hipermarket din zona de nord a municipiului un exercițiu care a vizat salvarea două persoane victimele unui accident rutier. Prin demersul lor, salvatorii au vrut să atragă atenția asupra faptului că ghinionul poate apărea oricând, mai ales când anumite reguli sunt încălcate. Astăzi, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Neron Lupa, școală județului Buzău, au fost organizate acțiuni de tipul Ziua Porților Deschise. De asemenea, au fost organizate puncte de informare preventivă și exerciții demonstrative în locuri cu afluență mare de persoane din municipiile Buzău și Râmnicu Sărat. Marți 13 este ziua informării preventive sub sloganul Prevenim Ghinionul. Acesta se desfășoară de fiecare dată când ziua de 13 pică într-o zi de marți. Scenariul exercițiului a urmărit un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme, în urma cărora au rezultat două victime. La fața locului ajung echipe de pompieri, specialiști de la serviciul de descarcerare și paramedici SMUR, care intervin rapid și salvează viața celor doi răniți. În momentul ăsta s-a luat legătura cu victima, s-au făcut operațiuni pentru stabilizarea mașinii și imediat după ce zona este în siguranță și salvatorii pot interveni, intervin pentru descarcerarea ușilor și scoaterea în siguranță a victimei. Exercițiul a strâns mulți curioși, o parte dintre ei convinși de faptul că sunt martorii unui accident rutier adevărat. Dacă era cu și un incendiu pe chestia asta, eu cred că era mai dificil problema. Trebuia stins, trebuia și pe urmă. Am văzut aceea carambola. Cum s-a fi întâmplat, nu știți? Cum s-a întâmplat aici? Nu, este exercițiu, nu este adevărat. Ah, bun. Da, da, da. Altceva ce poate să fie decât accident. Sunt curios, unde s-a întâmplat aici, mi se pare chiar aberant. Cine știe, o manevră greșită, cine știe, necontrolat. A, e vorba de un exercițiu, da, ok. Bine că nu s-a întâmplat nimic, asta e bine. Peste 1000 de misiuni au fost desfășurate de la începutul anului la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău. Cele mai frecvente au vizat incendii, dar și accidente rutiere. Începând cu anul 2011, pompierii au identificat o nouă oportunitate de a preveni populația prin organizarea zilei informării preventive, ori de câte ori data de 13 pică într-o zi de marți.